Bună ziua! Bună ziua, bună ziua tuturor! Bună ziua și bine ați venit la cea de-a doua zi a Festivalului Digital Predau Viitor, creat de Asociația TechSoup. Festivalul este un maraton educațional pentru profesori din România și Republica Moldova despre pedagogie digitală, STEAM și cetățenie digitală. Eu sunt Ana Stamatescu și mă bucur să încep cu dumneavoastră această zi. Alături de mine, în regie și în chat, se află colega mea, Natalia Șeremet. Ieri, prima zi de festival a fost un adevărat început în forță, pentru care vă mulțumim. Pentru idei, contribuții, reflexii și atenție. Am vorbit despre STEAM cu profesori din România și internațional. Am reflectat la ce competențe construim pentru cariere ale viitorului și ne-am luat fiecare multe idei de activități. Pentru a continua să avem o experiență grozavă în cadrul festivalului, o secundă, voiam să-mi ascund această bară, să vedem dacă mă ascultă, nu mă ascultă, o lăsăm așa. Cum ziceam, pentru a continua să avem o experiență grozavă în cadrul festivalului, vă amintim câteva aspecte bine de știut și le reluăm și pentru aceia dintre dumneavoastră care se alătură astăzi pentru prima oară la festival. În cadrul festivalului puteți participa la orice sesiune publică din program. Dar atenție! Există multe sesiuni care se vor desfășura în paralel, pe două sau trei scene virtuale. Nu vă faceți griji, totuși, veți putea accesa ulterior toate înregistrările, chiar pe această platformă, pe EventMix, și prezentările tuturor sesiunilor din festival, în padletul festivalului, astfel încât să nu pierdeți nimic. Cum toate sesiunile sunt organizate sub formă de webinar, puteți și vă invităm să contribuiți în chatul sesiunii cu întrebări și reflexii. Vom prelua din aceste întrebări și pe parcursul sesiunii, când timpul sau scenariul permite acest lucru. Spre deosebire de sesiunile de conținut, în programă există și momente de socializare networking. În cadrul acestor momente, puteți lua loc la o masă virtuală, chiar cu camera și microfonul proprii, pornite pentru a vorbi direct cu alți colegi din cadrul festivalului. Dacă s-au ocupat toate cele 15 locuri disponibile la o masă, puteți alege să vizualizați conversația fără cameră și microfon sau să găsiți o masă la care mai sunt locuri. Atât în zonele de chat ale sesiunilor, cât și în spațiile de socializare, vă invit să respectăm cu toții câteva valori comune. Ascultăm toate părerile și înțelegem că putem să nu fim de acord pe orice subiect, dar ne tratăm cu respect, politețe, asertivitate și mai ales energie bună ca între colegi și egali. În urma festivalului, toți participanții vor primi diplome onorifice de participare, care vor fi emise și transmise automat după eveniment, după întregul eveniment, prin platforma EventMix. Acestea au fost doar câteva din aspectele bine de știut pentru festival. Vă invit să le descoperiți și pe restul și să le citiți în tihnă în padletul festivalului, pe care îl va pune colega mea acum pe chat. Padlet de citit și revizuit la începutul sau sfârșitul unei zile de festival, vă recomandă. În acest padlet veți găsi deja și toate prezentările și resursele de ieri. Așadar, pentru a-l avea la îndemână tot timpul și a nu-l mai copia din chat, vă invităm să-l salvați la link-uri favorite sau într-un document special făcut pentru festival, pe calculator local, pe calculatorul dumneavoastră. Ce va urma astăzi mai departe? Înainte de a trece mai departe și a-i da cuvântul colegei mele, Roxana, haideți să vedem ce o să facem astăzi. Astăzi este o zi despre pedagogie și psihologie educațională. Vorbim despre mituri, despre creier, minte și învățare cu doi pedagogi și psihologi educaționali. Descoperim de asemenea din cercetările recente în educație despre cum putem să îmbunătățim conversațiile de învățare cu elevii și prezentăm ghiduri de învățare socioemoțională dezvoltate pentru nivelul primar
și gimnazial de organizații neguvernamentale. Acum, haideți să vorbim puțin cum putem să încurajăm învățarea și să susțineți această învățare în acest maraton educațional. Folosim tehnologia și invitația la reflexii despre ceea ce vedeți și ascultați în festival. Am pregătit pentru voi două spații virtuale create în Padlet la care aveți acces pe durata festivalului. Natalia va repune linkurile în chat de îndată ce le voi prezenta. Așadar, avem un Padlet general, de care aminteam și mai devreme, cu programul, tot ce e bine de știut despre festival, resursele, prezentările din sesiuni, pe care le puteți vizualiza și descărca. Nu ratați nici coloana cu resurse de la Asociația TechSoup, o să fie ultima, podcast, canal de YouTube și, bineînțeles, muzica de festival. Al doilea Padlet vine cu două provocări. Mai exact, invitații la reflexie, care vă ajută să așezați mai bine ce învățați după fiecare sesiune urmărită și la final de zi. Sincer, sperăm să vă și bucure aceste reflexii. În prima provocare, vă invităm ca după fiecare sesiune să scrieți reflexiile voastre în 3 pași. 3, 2, 1. Deci, scrieți 3 lucruri noi aflate din întâlnirea cu vorbitorii și 2 lucruri interesante pe care le-ați povesti imediat cuiva și un lucru pe care vă propune să-l duceți la clasă. 3, 2, 1. A doua provocare, pentru finalul de zi, indiferent la câte sesiuni ați participat, vă invităm să rezumați într-un singur cuvânt ziua voastră în festival. Faceți o poză cuvântului și încărcați-o în dreptul zilei în care suntem. De exemplu, la finalul zilei de astăzi, postați în coloana cu 25 octombrie. O să vedeți imediat că intrăm și în Padlet-uri, un exemplu și de la noi și facem împreună un exemplu de postare. Intrăm, cum am promis, în Padlet. În primul Padlet de care vă povesteam, acesta este Padletul general în care găsiți toate resursele, prezentările invitaților noștri. În al doilea Padlet, aici aveți cele două provocări. Așadar, astăzi suntem marți 25 octombrie. Deci vă invităm să începeți cu oricare dintre cele două provocări. Eu voi începe, de exemplu, cu cuvântul zilei. Îmi scriu numele, de unde sunt și îmi aleg, după ce am făcut poza cu cuvântul zilei, o încarc. La sfârșit, o să încerc, la sfârșitul festivalului, o să ne bucure să încercăm să facem un colaj cu toate aceste cuvinte. Eu am ales cuvântul curaj. De asemenea, aici vedeți că mai avem câteva rugăminți să vă scrieți nume, prenume, școala de unde sunteți și, bineînțeles, hashtagul festivalului, Festivalul Digital Predau Viitor. Și o publicați. De asemenea, practic, am făcut prima provocare și cea mai importantă provocare, aș zice eu, dacă îmi permite colega mea Adela, care a gândit aceste provocări, este provocarea cu 3-2-1. Practic, puteți să vă puneți numele, este alegerea dumneavoastră, dacă îl puneți sau nu, eu o să îl pun și încep cu 3-2-1 și aici, cum ziceam, povestesc în fiecare 3 lucruri aflate din întâlnirea cu vorbitorii, 2 lucruri interesante după aceea pe care le-ați povestit cuiva. Deci, practic, vă dăm o temă de gândit și de stat acolo în tihnă să reflectați cu dumneavoastră. De asta sunt mai multe. Deci sunt 3, 2, câte linii? Sunt 6? Da, sunt 6 linii pe care vă invităm să le scrieți în tihnă și să vedeți ce vreți să duceți mai departe din toate sesiunile festivalului. Și, bineînțeles, după ce o publicați și le veți avea pe toate și ale colegilor în ziua respectivă. Deci vă rugăm să folosiți, să postați numai în ziua respectivă aceste două provocări în fiecare zi,
Bineînțeles, puteți să nu le puneți în fiecare zi, deși vă invităm cu drag să o faceți în fiecare zi, în coloana respectivă. Dacă suntem astăzi, 25 octombrie, vă invităm să postați numai în această coloană, în 25 octombrie. În direct, mulțumim, doamna Melania, vedem că se urcă deja postări. Puteți, desigur, să le puneți acum, pe parcurs sau ideal la sfârșitul zilei. Mulțumesc! Acum, vreau să vă mai fac o scurtă precizare înainte să o invit pe Roxana mea, cu Roxana mea, am zis Roxana mea, să intrăm puțin în platforma festivalului, pentru că am văzut că sunt câteva nelămuriri apropo de cum intrați la scene în paralel. Acum, eu sunt pe platforma Eventmix, pe platforma festivalului de unde mă urmăriți și puteți să ajungeți în sesiunile în paralel ca să faceți rocada în două feluri. Fie intrați în secțiunea live acum și selectați pur și simplu în ce sesiune doriți să intrați, sau vă duceți chiar la program și vedeți că aveți acest buton activat când el o să fie live, vezi sesiunea live. Așadar, aveți două modalități, să știți întotdeauna ce se întâmplă live, în secțiunea de live acum, în meniul din stânga, și în secțiunea program, unde vedeți programul. Suntem în a doua zi, ați văzut că au dispărut toate cele sesiuni de ieri și a rămas doar programul care va urma. Nu vă faceți griji apropo de ziua de ieri, vă reamintesc că toate înregistrările din ziua precedentă se vor încărca aici. Și bineînțeles, dacă tot sunt aici, nu uitați de aceste zone de networking în acele momente dintre sesiuni în care vă invităm să luați un loc cu ambasadorii TechSoup. Și bineînțeles, de ce nu, să vă faceți mesele proprii și să discutați fie despre ce ați descoperit nou în cadrul festivalului, fie despre ce idei v-au venit. Vă încurajăm să vă porniți și camerele și microfonul, așa cum povesteam, dacă prindeți cele 15 locuri. Dacă nu, vizualizați pur și simplu masa și urmăriți conversația. Roxana, nu știu, sigur, dacă este și 12, oare te pot invita deja în scenă? Super, cred că ne încadrăm minunat în timpana. Mulțumim tare mult pentru această introducere în a doua zi de festival. Păi înainte de a pleca, nu uita să mă faci host alături de noi, s-au alăturat și invitatele noastre și cred că putem să pornim ușor. Oficial te-am făcut host, Roxana. Minunat. Super. Bun. Zi. O singură întrebare mai văzut. Oare ar fi bine să fac co-host pe altcineva? Sau te descurci tu să fim cu backup, dublu backup? Atât Acum, mai vreau să zic. acum. Și vă las. Spor mult. La revedere tuturor! Mulțumim, Ana. Imediat facem și trecerea tehnică de la o sesiune la cealaltă. Super. Bun. Bine ați venit la prima sesiune a celei de-a doua zi din Festivalul Digital. Cum ne influențează activitatea la clasă, miturile despre creier, minte și învățare? Eu sunt Roxana Turcu și o să fiu gazda acestei sesiuni. Alături de mine sunt invitatele noastre, Maria Popa și Daniela Dumulescu, despre care imediat o să vă povestesc mai multe, dar aș vrea să le mulțumesc că s-au alăturat în această dimineață. Așa cum vă povestea Ana, am pornit cea de-a doua zi a Festivalului Digital Predau Viitor, creat de Asociația TechSoup, un maraton educațional pentru profesori și profesoare din România și Republica Moldova despre pedagogie digitală, STEAM și cetățenie digitală. Sper că v-ați pregătit creioane și agende să notați idei încă de la prima sesiune. Alături de mine, în chat și regie tehnică, se află colega mea, Gabi,
care deja cu siguranță că v-a pus informațiile utile despre festival și despre cum să aveți o experiență minunată de învățare. Linkurile de Padlet sunt acolo și tot în Padlet veți merge să vedeți înregistrările zilei de astăzi. Așa. Și cred că putem să pornim discuția acestei sesiuni, pe care noi o considerăm relevantă pentru orice persoană care activează în educație, profesor, profesoare de la orice nivel, învățători, educatori, oameni din ONG-uri sau de oricine are legătură cu educația. Așa că vă invităm să fiți alături de noi, să contribuiți cu întrebări și comentarii și reflexii în chat. Și cred că cei care ne cunoașteți deja sau parte dintre dumneavoastră știți că noi la Texu vorbim foarte mult despre tehnologie și avem o preocupare deosebită pentru calitate. Și în viziunea noastră, tehnologia nu este un scop în sine, nu facem tehnologie de amorul tehnologiei, ci ea deservește un scop pedagogic. Și când lucrăm în programele noastre, punem pe de-o parte lupa pe tehnologie și pe de-o parte o lupă pe pedagogie. Iar cu această lupă pe pedagogie, invităm la reflexie despre cum facem predarea la clasă, cum creăm contexte de învățare, cum îmi aleg activitățile, metodele, ce teorii se află în spate, cât de updatate sunt aceste teorii la cercetările moderne. Și așa am ajuns să discutăm despre mituri, despre creier, minte și învățare. Și vom face asta astăzi, împreună cu cele două invitate, și acum este momentul să vă povestesc despre ele. Îmi face tare plăcere să vi le introduc pe Maria Popa și Daniela Dumulescu, cu care noi lucrăm și lucrăm foarte frumos de ceva luni încoace. Maria este lector universitar, doctor la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, cu studii doctorale la Universitatea din București, Științele Educației și președinta Asociației Tinerilor Pedagogi din Sibiu. Iar Daniela este psiholog, lector universitar, doctor Universitatea Lucian Blaga, tot din Sibiu, psiholog atestat, doctor în psihologie și lector universitar. Asta este așa o prezentare mai oficială, dar eu sper de fapt să vedeți în această sesiune pasiunea și dedicarea lor pentru educație. Și înainte de a porni discuția, Maria, Daniela, vă las puțin să vă introduceți și voi. Să începem cu Daniela, să luăm așa alfabetic. Bună dimineața tuturor! Să vă întreb ca de obicei dacă mă văd și mă aud, să fim siguri. Ok, mulțumesc! Da, în primul rând pot să spun că sunt pasionată de educație și activez în domeniul acesta de 10 ani. Chiar mă gândeam în dimineața aceasta că am 10 ani de când predau și țin cursuri de formare cu profesori și cu elevi chiar. Și am experiență destul de multă în ultima vreme, din fericire, dar și din păcate, în consilierea psihologică și vocațională cu adolescenți, mai ales. Și cred că discuția noastră este relevantă și din punctul de vedere al sănătății mentale, atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor cu care lucrăm, sau a copiilor noștri. Mulțumesc! Bună dimineața tuturor, bună dimineața fetelor și tuturor celor care ne urmăresc. Calde salutări din Sibiu. Nu știu ce aș mai putea adăuga, Roxana, ce ar fi relevant pentru discuția noastră. Aș vrea doar să mă opresc un pic la un cuvânt pe care l-ai folosit. Spuneai că sunteți într-un maraton și țin să mulțumesc celor care au organizat festivalul și tot parcursul din activitatea voastră până acum. Mie mi se pare că sunteți într-un maraton, cel puțin din 2019. Să ne spuneți când luăm o pauză de hidratare pentru ce faceți și mulțumim pentru invitație. Mie îmi place să spun de fiecare dată când
când se poate, că am fost educatoare 9 ani de zile și pe lângă plăcerea și efervescența activității din mijlocul copiilor, acolo puteai observa direct ce se întâmplă și ei erau un pretext bun pentru a face cercetare la fața locului. Și îmi pare că ce se întâmplă cu oamenii la această vârstă poate să fie o cutie neagră pentru ce se întâmplă mai departe și de acolo o întreagă poveste frumoasă despre educație. Super! Mulțumesc tare mult și pentru prezentarea, dar și pentru aceste introduceri și conexiuni foarte utile. Cred că conversația noastră de astăzi poate să fie ca o pauză și de hidratare mentală și fizică. De acord. Apropo, invităm pe cei care ne urmăresc să nu uite să bea apă și poate în această oră să se mai și ridice din când în când în timp ce ne ascultă. Și, într-adevăr, să fie și ca un moment de reflecție despre activitatea noastră pedagogică la clasă, dar și o întrebare despre cum ce vorbim aici poate să contribuie la sănătatea noastră mentală, foarte bine punctat, a noastră și a elevilor noștri. Așa că să pornim așadar această discuție și aș întreba simplu de ce abordarea miturilor despre creier, minte și învățare, la ce n-ar fi de folos să avem o discuție despre aceste subiecte? O să încep tot eu, dacă să păstrăm disciplina, ca să zic așa. De simplu, pentru că felul în care noi ne raportăm la dezvoltarea copiilor, la propria minte, la propriile emoții, la propria învățare, dar și la ce se întâmplă cu ei în general, ne influențează, sigur, activitatea de predare, de evaluare și tot ce se întâmplă la clasă, felul în care gestionăm grupul. Deci, ideea este că teoriile noastre proprii despre noi înșine și despre ei ajung să fie mecanismele prin care vedem lumea și care, sigur, au impact direct asupra comportamentului nostru. Adică, dacă eu cred ceva despre cum funcționează un copil sau despre ce înseamnă mintea unui copil la o anumită vârstă, asta, sigur, mă face să proiectez anumite activități, să valorizez ceva în detrimentul altceva și de cele mai multe ori sau de multe ori poate că nu avem cele mai corecte informații despre ce înseamnă dezvoltarea într-o anumită etapă sau cum impactează ce cred eu despre mine actul didactic și asta și pentru că trebuie să recunoaștem, suntem într-o perioadă în care peste tot pe internet avem informații despre sănătate mentală, despre psihologie și câteodată nu este greu să ne dăm seama care sunt informațiile corecte și care sunt informațiile valide și atunci cred că discuția de astăzi ar trebui să se raporteze și la acest lucru, cum ne dăm seama sau ce este valid și ce nu este valid din tot ceea ce auzim și din toate informațiile la care suntem expuși, pentru că sunt mulți oameni care vin cu idei despre cum ar trebui să ne creștem copiii, cum ar trebui să educăm și nu mai știm care direcții sunt bune. Deci eu cred că aceasta ar fi, cred că, ideea, mă rog, de bază în discuția noastră. Ați avut, cred că ieri a fost o prezentare despre cât de ce moment potrivit să fii educator sau să lucrezi în sistemul de învățământ, nu, Roxana? Parcă ieri a fost prezentarea. O să fie chiar astăzi. Grozav. Înseamnă că putem participa și noi. Chiar mi-am pus în agenda să mă uit să văd când e. E un timp în care lumea s-a uitat mai atent la ce se întâmplă în școală și nu doar în școala românească, în general. Pentru că în perioada trecută, sperăm cu punct, oamenii și-au dat seama că prin școală se schimbă dinamica socială. Și mai mult ca oricând, cel puțin de când suntem noi pe pământ sau în ultimele decenii, lumea s-a uitat la școală și la sistemele de învățământ și a încercat tot felul de strategii, tocmai pentru că și-a dat seama de ce se întâmplă, că are un impact foarte mare ce se întâmplă acolo. Și atunci, bineînțeles că ne uităm mult mai atent și la învățare, și la predare, și la evaluare, că toate au fost variabile interesante de observat. Și
observând direct ce se întâmplă în facultate, cred că e momentul să vorbim despre ce se întâmplă cu corpul nostru, cu mintea noastră, cu creierul, cum învățăm, ce valențe și ce nuanțe au toate acestea astăzi în învățare, mai ales pentru că în ultima vreme, și poate Daniela poate sprijini ideea aceasta, s-a observat o creștere a apatiei studenților și nu numai a lor, da? Nu dăm vina pe ei, nu certăm pe nimeni, noi primele, pentru că a fost o perioadă care ne-a dus într-o anumită stare, într-o anumită zonă și, de ce nu, ca să punem degetul și unde doare, o superficialitate în învățare, care trebuie curățată. Și, în primul rând, avem nevoie de niște informații ca să curățăm asta și e nevoie să știm cum se dezvoltă corpul nostru, mintea noastră, creierul nostru și să curățăm de anumite mituri toate acestea. Apoi s-a mai observat că învățarea nu mai este personală și asta e o iluzie. Noi fugim un pic după fentă a tehnologiei pentru că avem impresia că avem acces la orice informație și știm orice, dar nu e chiar așa. Să înveți încă presupune un efort, că repetiția încă este mama învățării, încă trebuie să ne activăm memoria destul de mult și mult mai supra-solicitată astăzi în învățare. Deci învățarea nu mai e atât de personală ca înainte. Suntem furați de iluzia că putem mai multe, dar de fapt oamenii au și limite, dar și o plasticitate grozavă, mai ales dacă ajungem să vorbim despre minte. Mai trăim și în mijlocul unei generații care, cred că sociologia ar numi o generația tinerilor moștenitori, care au impresia că totul e pe tavă și de aici și superficialitatea cu care tratează învățarea și procesul de învățământ în general, nu cer pe nimeni și vreau să subliniez asta. Suntem și noi cu un picior în acea generație și noi ne bucurăm de tot ce înseamnă tehnologie, de faptul că îți iei telefonul în mână și ai acces la practic orice informație. Deci e o vreme potrivită în care să, dacă tot am bătut un pic pasul pe loc în școală și am tot analizat ce se întâmplă acolo și în termen de învățare, e o vreme în care, prin spargerea unor mituri legate de învățare, să reînvățăm, să învățăm și să descoperim lumea. Aș mai adăuga ceva, dacă îmi permiți, Roxana. Sunt de acord cu mine că da, suntem mult mai apatici și poate mult mai lipsiți de motivație pentru că nu ne mai găsim instrumentele bune. Și cred că e și despre a găsi instrumentele care se potrivesc generației care este cu un picior, cum a zis Maria, într-o lume digitală și suntem la un festival de educație digitală și cred că provocarea frumoasă este aceea de a înțelege că pentru a face educație de calitate avem nevoie să ne uităm la oameni și să înțelegem oamenii cu care lucrăm ca să putem să folosim tehnologia digitală și tot ce înseamnă partea aceasta în folosul nostru. Și nu suntem de părți diferite, noi versus tehnologie, ci suntem noi și tehnologia și cred că trebuie să ne bucurăm că trăim din multe puncte de vedere, inclusiv din punctul ăsta de vedere al accesului la cunoaștere, poate perioada cea mai importantă din toată istoria omenirii. Și cred că asta e o bucurie, că putem să stăm aici și să discutăm despre asta și să ne dăm seama cum funcționează mințile, așa zișilor nativ digitali, cu bune și cu lucruri pe care poate le vedem acum mai puțin bune, dar până la urmă fiecare generație s-a adaptat la felul în care a arătat lumea pentru ea. Așa că noi avem încredere că și generațiile următoare se adaptează la cum arată lumea natural, doar că noi trebuie să le sprijinim procesul și noi suntem responsabili ca adulți de a găsi metodele prin care să sprijinim acest proces ca să creeze până la urmă lumea mai bună pe care ne-o dorim. Wow, a zis atâtea chestii că m-aș lega de așa de multe să facem cu ce să continuăm, dar pentru că vorbiți pe departe și de tineri, copii, elevi care sunt sau nu sunt nativi digital, pe departe de adulți, profesoarele care au în continuare responsabilitatea să gestioneze procesul de învățare, cumva
Mă gândesc să clarificăm poate atunci sau să ne gândim dacă atunci când vorbim despre mituri, despre creier, minte, cum se produce învățarea și când vorbim cu aceste categorii diferite, ce ar fi important sau ce ar fi relevant sau cum ar fi important și relevant să abordăm discuția asta pentru fiecare categorie în parte. Putem să facem o rocadă, ce ziceți? Putem să începem și cu Maria? Putem începe oricum. Deci întrebarea este cum să abordăm învățarea pentru cele trei categorii? Vreau doar să mă asigur că am înțeles. Da. Când vorbim despre mituri pentru cele diferite categorii de oameni sau grupuri țintă, cum să abordăm asta? Are sens. Cum cred că înainte de orice trebuie să spunem, să facem o descriere a omului astăzi. Noi am tot pus aici informații. Omul astăzi are acces la mult mai multe colțuri din mintea lui. Este și mai depresiv ca oricând. Ne bucurăm de o plasticitate fantastică și mai vine și tehnologia care să pună sare și piper în viața noastră. Practic, suntem supra-solicitați și e un cuvânt potrivit pentru a descrie, mai ales generația tânără, generația alfa este supra-solicitată. Cred că cei din învățământul preșcolar și primar, dacă sunt alături de noi, pot confirma că, de exemplu, este foarte greu să spui unui copil o poveste simplu. Tu să-ți deschizi o carte, trebuie să fii maestru. Trebuie să-ți iei voci diferite, trebuie să te miști, trebuie să cuplezi cu imaginația copilului într-un mod fantastic, pentru că ei au acces la niște desene care îi duc într-un imaginar mult mai ofertant din punct de vedere al culorii, imaginii, sunetului, firului epic, ce nu mai e așa de simplu ca la Scufița Roșie, că merge pe drum și se duce până la bunica. Nu. În poveștile de astăzi, firul epic se împarte, copiii sunt mult mai perspicaci, pot cuprinde altfel povestea, pentru că sunt supra-solicitați. Mai departe, se duce aceeași poveste de supra-solicitare, dar începe și controlul, sau ar trebui să înceapă și controlul. Adică adulții pot conștientiza bunele și relele din ce se întâmplă. Dați-mi voie să vă spun o poveste din familie. La un moment dat mă plimbam cu sora mea și cu cei doi nepoți prin parc și bineînțeles că ei erau cu telefonul în mână și nepotul meu cel mare scria un mesaj. Și doar pentru că, nu pentru că sunt profesoară și corectez tot timpul, da? Îi vedeam telefonul și el scria, îi scria unui prieten. Și am văzut că scrie greșit, pentru că apărea mereu o subliniere pentru autocorect. Și i-am spus că, știi, cuvântul acesta chiar e greșit. Și el mi-a spus, n-are cum să fie greșit, pentru că am autocorect. Și i-am spus atunci, dar tu știi că tu îl înveți pe autocorect să vorbească sau nu corect? I-am stricat lumea. Cum adică autocorect nu e un fel de putere atotstăpânitoare care de fiecare dată când greșesc mă ajută? Acolo sunt nativi digitali. Ei sunt foarte prinși de această poveste și, uite, încă o dată putem sublinia rolul școlii pentru a ține direcția bună. Și cu atât mai important este să vorbim despre ce se întâmplă mai ales cu mintea noastră. Creierul este încă foarte studiat și încă sunt multe, multe de descoperit. Ce avem mai la îndemână și o să de-abia aștept să fiu contrazisă, este accesul la mintea noastră pe care să o disciplinăm altfel, dar din momentul în care apare conștiința. Asta nu se întâmplă în generația mică. Deci până pe la 7 ani degeaba vorbim despre asta pentru că nu există control. Acolo controlul ar trebui să vină cu fermitate din partea adulților, așa cum spunea Daniela. Și mai departe, în generațiile ce urmează, cu ponderea de conștiință și control ce vin și pot fi exersate, putem vorbi despre propria curățare a miturilor, despre propria învățare. Poate Daniela completează cu ceva, părerea psihologului. Da, sigur o să completez, sunt foarte de acord cu ce ai zis și o să merg un pic mai departe, pornind de la creier.
Da, sunt multe studii de neuroștiințe care ne spun ce e corect din ceea ce credeam despre creier și ce nu se mai aplică și o să dezvolui unul dintre ele pe care poate mulți îl știm, acela cum că emisfera dreaptă, cum că există persoane care sunt mai creative pentru că funcționează mai bine emisfera dreaptă a creierului și că sunt persoane mai raționale pentru că funcționează la ei mai bine emisfera stângă. Ei bine, acesta este un mit și vă dați seama că lucrul acesta impactează foarte mult învățarea. Nu există persoane mai creative care funcționează predominant pe dreapta versus persoane care funcționează pe stânga, să spun așa, ci creierul nostru este, dacă vreți, un tot unitar și există foarte multe arii implicate în multe procese în învățare. Și atunci, acesta este un mit care automat are un impact semnificativ în ceea ce facem cu copiii, pentru că, practic, ne spune că ar trebui să vorbim despre activități integrate, cu o serie de metode, sigur și aici ne putem gândi și la nevoia lor de stimulare și la cum arată mediul pentru ei și la nevoia de a diversifica tot ce se întâmplă în învățare. Și acum eu o să vin cu experiența din lucrul meu cu adolescenții și o să vă spun că în discuțiile mele cu adolescenții aproape tot timpul apare același lucru, aceeași informație atunci când îi întreb ce cred ei că înseamnă un profesor bun și când îi întreb despre un profesor bun, îi întreb ce cred ei că înseamnă un profesor care le facilitează învățarea, pentru că știți, ei, dacă îi întreb ce înseamnă un profesor bun, pot să-mi spună și că înseamnă unul care îi lasă să stea pe telefon în timpul orei. Și nu despre asta vorbim, ci îi întreb ce înseamnă un profesor care îi ajută să învețe. Și de foarte multe ori îmi spun că baza în învățare este legată de respect. Și la început lucrul acesta m-a șocat un pic și i-am întrebat ce înseamnă pentru voi respect, de fapt, de la un profesor. Și mi-au spus că înseamnă să-i vadă ca oameni dincolo de rolul de elev, adică să înțeleagă și ceea ce, cum funcționează pentru ei emoțiile, ce impact au emoțiile în învățare, apropo de mituri, faptul că atunci când simțim foarte multă anxietate, asta interferează cu procesul nostru de învățare, pentru că mintea nu poate să facă concomitent două sarcini la același nivel, dacă eu trebuie să-mi reglez emoțiile pentru că mă simt amenințat cumva și simt că e un mediu ostil, atunci nu pot și să procesez ce mi se predă și așa mai departe. Și revin, îmi spun că respectul mai înseamnă și să, dincolo de asta, și să înțeleagă cum funcționează ei și să găsească acele metode de a ajunge la ei și mai ales de a le arăta care informație este corectă. Și aici mă leg de ce a zis Maria. Adică, da, chiar au nevoie cel mai mult să știe ce e corect din ce cred ei. Și cred că aici e cheia educației pentru generația lor, să le arătăm din toată multitudinea de informații la care sunt expuși care este informația bună și de ce. Și, din nou, întrebarea aceasta cred că e esențială, de ce e importantă. Și aici cred că Maria a răspuns prin povestea ei personală la asta. Foarte interesant. Mulțumim tare mult de aceste idei. Să știți că acum, Daniela, când ziceai despre ce spuneau tinerii, despre ce înseamnă pentru ei un profesor bun, deci instant mi-a venit imaginea cu, nu știu, profesorul care m-a marcat pe mine cel mai mult și pentru mine a fost doamna învățătoare, sincer, din clasele 1-4 și exact asta, că cumva aveam o conexiune și cu doamna învățătoare, dar și cu omul care era doamna învățătoare și simțeam că ne vede nu numai ca elevi sau eleve, ne vedea și ca, nu știu, copiii mici care eram și ne formam și exact asta, da, deci cumva a vorbit acest exemplu pentru mine. Cum se știe, Maria, că a primit aici un comentariu că și exemplul tău despre cum se citește o poveste la copii deja a marcat pe cineva care ne ascultă, care a zis că, da, oricât ai încercat să fie atractiv pentru ei când citești o poveste, este foarte greu să concurezi cu imaginile în mișcare la care au acces prin jocuri, desene animate și altele din mediul online sau la televizor. Roxana, pot să mai adaug ceva, te rog, pentru că acest comentariu mi-a dus în minte o informație.
Da, nu putem concura. Sigur că nu putem concura la nicio vârstă cu accesul la 7D, 3D și tot ce se întâmplă, dar putem concura uman și relaționarea umană nu este înlocuită de nimic, cel puțin deocamdată. Și cred că nu va fi, pentru că nevoia de relaționare umană este o nevoie fundamentală pentru noi. Și atunci, psihologică, și atunci relația și felul în care construiești relația când spui o poveste, ca să revin la exemplu, sau felul în care, contextul în care se întâmplă, care are legătură și cu faptul că sunt fizică, poate contribui la succesul activității, poate, chiar dacă inițial nu este la fel de interesant, dar faptul că eu sunt fizic acolo împreună cu copiii, faptul că este copilul implicat fizic, și aici o să, sigur, e interesant de vorbit și despre mitul acesta că învățarea se întâmplă numai în minte sau numai în creier. Învățarea se întâmplă și în corpul nostru, da? Și atunci, faptul că este copilul pus într-un context anume, că este înconjurat de oameni, toate lucrurile acestea contribuie la învățare și la starea lui de bine. Și, dincolo de acest lucru, vreau să menționez că mai sunt două aspecte pe care le putem, cu care îi putem atrage pe copii. În primul rând, sigur, să le îndeplinim nevoia aceasta de relaționare care rămâne fundamentală și care este... Am văzut, de fapt, ce important a fost când n-am avut parte de ea în pandemie. Adică când nevoia n-a fost îndeplinită și a trebuit să stăm în casă și ne-am deprimat și ne-am anxietat și așa mai departe. Și după aceea mai sunt două aspecte de care are nevoie, avem nevoie ca oameni. Să simțim autonomie și dacă în școală ni se dă oportunitatea de a face alegeri mici pentru noi și ni se dezvoltă sentimentul acesta că e important și ce credem noi și deciziile noastre sunt importante, asta ne poate ține în învățare. Și în al treilea rând, o altă nevoie importantă este aceea legată de sentimentul că sunt bun la ceva. Și să știți că și jocurile și gadgeturile pe care le folosesc, ele dau foarte mult sentimentul de competență, că sunt buni să le utilizeze. Însă școala poate să contribuie mult mai mult la asta, pentru că școala, din nou, este un mediu real și, oricum ar fi, chiar dacă trăim într-o lume digitală, oricum contextele reale îmbunătățesc și mai mult sentimentul acesta că pot. Și aici cred că e o altă informație care ar putea să ajute. Dezvoltați-le copiilor sentimentul că pot, pentru că așa-i câștigați. Și a dezvolta sentimentul că pot nu înseamnă a pune degetul mereu pe greșelile pe care le fac și atât, ci a ghida inclusiv prin greșeli și a normaliza greșeala. A normaliza greșeala nu înseamnă că o acceptăm. Pentru că poate că unii ar spune că, ok, păi lasă, spună prostii la școală, nu. Sau să spună informații greșite, sigur că nu. Dar le normalizezi faptul că e un proces, învățarea e un proces și că în acest moment aici sunt ei și e în regulă, sunt în proces de învățare. Dacă deja știau asta, nu mai erau în școală. Practic, la finalul procesului, noi știm că trebuie să atingem... Sigur, o să mă repet, anumite finalități sau scopuri, dar în proces încă ești în învățare. Și dacă îți permiți a-ți permite să înveți, înseamnă inclusiv a-ți permite să greșești. Acum, Daniela, să știi că îmi vine să transfer mesajul tău și către profesori și profesoare, pentru că ascultându-vă îmi dau seama, wow, deci eu când eram, sincer, la școală, nu mă gândeam, de fapt, câte în spate trebuie să știe și la câte trebuie să fie atenți profesorii care veneau în fața noastră. Și poate noi îi criticam că, nu știu, profa de istorie, proful de mate și cum ne-au traumatizat XY sau ce-mi place ora lui XY. Dar nu știu cât noi, sau atunci când suntem pe bănci la școli, ne gândim, Doamne, câte trebuie să știe și la câte trebuie să fii tu atent în același timp ca profesor. Și atunci poate mesajul ăsta l-aș transfera acum către profesori și profesoare, indiferent de materie, că și pentru ei, că nu e ok să mai greșim, e ok să poate să nu știu toate teoriile, e ok să-mi dau seama că okay, am folosit, până acum credeam despre creier, partea stângă, partea dreaptă, acum m-am prins că stai, nu e așa, poate asta m-a condus să fac niște chestii, acum îmi dau seama că uite, pot să-mi schimb, că și procesul
procesul de a fi profesor e și ăsta un proces, un proces de lungă durată și e ok să greșim și noi. Și poate e bine să mai auzim asta din când în când. Trebuie să spun că sunt și studii care ne spun că profesorii sau cei care lucrează în profesii sociale au așa numitul sindrom al eroului. Adică noi de foarte multe ori uităm că avem voie să greșim și că avem și noi limite. Și cred că, da, cred că e important să fim și cu noi blânzi, nu doar cu elevii noi. Și sunt foarte de acord cu ce ai zis. Și eu sunt fică de cadre didactice, de învățători, deci știu foarte bine și din perspectiva aceasta ce înseamnă educație și cât efort presupune și am un respect deosebit pentru cei care lucrează în preuniversitar mai ales. Aș fi fost curioasă poate să vă întreb pe voi din perspectiva voastră personală, că aveți și partea asta de experiență de predare. Cum a fost pentru voi să vă puneți propriile mituri, poate, sub lupă și ce impact a avut asta în activitatea voastră? Maria, oare vrei să începi tu? Cum să nu? Păi primul mit pe care l-am spart în ultimii ani, așa cu un proces dureros de învățare, a fost cel legat de importanța emoțiilor și unde se plasează realmente emoțiile în procesul de învățare pentru mine. Și uite, aici îmi permit cu modestie o recomandare spre toți cei care ne urmăresc, să încercăm să studiem cât mai mult aproape de noi. Adică noi să fim primul pretext ca să aflăm ceva și prin propria noastră experiență să cunoaștem. Noi trăim deja de foarte multă vreme, de mulți ani, într-o zonă de cercetare pe alții. Cercetările se fac pe alții, nu se mai fac pe noi. Nu ne mai observăm noi direct și nu mai ajungem, foarte valoros, să cunoaștem direct. E foarte importantă cunoașterea directă. Cu ea în mână poți oricând argumenta și poți susține din orice zonă. Deci acesta a fost primul mare mit, să plasezi în locul potrivit emoțiile. Și povestea e cam așa. Daniela spunea foarte frumos despre incorporarea învățării și despre conștiința că avem un corp. Când stai, uite, pe mine mă doare foarte tare spatele în urma pandemiei. De fiecare dată când mă ridic, îmi amintesc că am corp, pentru că mă doare foarte tare spatele. Noi trebuie să fim conștienți de corpul nostru, trebuie să fim și apăsare a lumii moderne este că stăm foarte mult în minte. Și noi acum stăm foarte mult în minte. Până când nu ne doare ceva, uităm de corp. Și de aici vine și proporția mare de depresie în rândul oamenilor. Noi stăm mult în mintea noastră, avem un întreg imaginar. Vă uitați acum la noi și fiecare are filmul lui despre Maria Popa, despre Daniela Dumulescu, despre Roxana Tucu, despre tot ce se întâmplă. Mai vin și alte gânduri de care nu putem scăpa. Gândurile noastre sunt ca o gașcă organizată de cerșetori care vin și ne cer să ne gândim și până când nu le dai ceva, nu te lasă în pace. Da, și în discuția asta trebuie clar clarificat că prima dată avem corpul și trebuie să ne îngrijim de el, pentru că altfel nu se poate. Și grija pentru corp trebuie făcută nu cu apăsare, deci nu-mi pun neapărat telefonul dimineața la 5 să mă duc la sală și fac asta cu o sfințenie care, de fapt, să-mi aducă mai multe rele decât bune. Dar trebuie să fim conștienți de corp și să-i dăm ce are nevoie, să fim atenți la corpul nostru, să-l aerisim realmente. Apoi, după corp, vin emoțiile și trebuie să fim conștienți de această imediată apropiere. Hai să luăm un exemplu. Te trezești dimineața. Ce te face să te ridici din pat, să te duci, să te pregătești, să... Emoțiile, pentru că te gândești la următorul pas din ziua ta și spui, ok, dacă nu mă trezesc acum, voi întârzia. Sau mă trezesc cu drag pentru că urmează să mă întâlnesc cu cineva. Mă trezesc cu drag pentru că, uite, mă așteaptă o clasă întreagă de elevi care de-abia așteaptă să le spun ceva. Emoțiile ne mișcă tot acest aparat numit corp. Emoțiile. Peste emoții, foarte important, sunt informațiile.
este lumea informațiilor. Pentru că dacă eu am o emoție, o pot controla printr-o informație potrivită. Mă trezesc, corpul se ridică, am emoția aceasta, voi întârzia, un exemplu. Dar mintea mea, cu toate informațiile pe care le-am pus, dar stai puțin, că mai ai 30 de minute, poți să-ți faci liniștit duș, ai mașina jos la scară, te duci, vei ajunge în timp. Informațiile pe care le am și puterea lor pot controla emoțiile. Din acest motiv e important să avem informații despre miturile de învățare, pentru că ele pot controla inclusiv emoțiile. Și deasupra informațiilor se mai ridică ceva, dar ne trebuie un pic de, hai să spunem, că trebuie să lăsăm garda jos într-o lume în care ni se solicită să fim foarte util și nu mai avem vreme să discutăm despre așa ceva, pentru că cine mai are vreme să vorbească despre suflet, dar deasupra informațiilor este sufletul. Și de acolo se întâmplă cu totul altceva în lume. Marea greșeală și mitul pe care mi l-am spart eu este că se schimbă locul sufletului cu emoțiile. Și ai impresia că dacă ești într-o emoție, ești de fapt în suflet. Nu ești. Nu ești. Emoțiile sunt mai jos, sufletul este deasupra informațiilor. Sau un mit pe care l-am spart așa treptat, pot să mărturisesc că încă lucrez la el și încerc cumva să trec prin toate atunci când apare mai ales o situație problematică. Și apoi, în oglindă cu cei cu care lucrez, studenți, poate chiar și colegi, tot contextul, sistemul, am încercat să îmi iau informații și din imediata apropiere să, nu știu, e important să curățăm și cumva să ne fie clară această trecere. Mulțumim, Maria. Daniela, vrei să ne împărtășești și tu scurt despre perspectiva ta personală și apoi să ne mutăm puțin către alt subiect? Da, o să spun foarte pe scurt. În primul rând, o ascultam cu foarte mare drag pe Maria când zicea asta. Într-un fel, am încercat să-mi pun mintea pe pauză. Când am început să predau, acum 10 ani, credeam că știu mai multe lucruri și mi s-a dovedit, mai ales despre oamenii din fața mea, și mi s-a dovedit că nu e așa. Pentru că nu îi ascultam și nu îmi puneam mintea pe pauză. Și nu îi ascultam nici pe ei și nu mă ascultam nici pe mine. Și sigur că nu spun că acum o fac foarte bine, e un proces, dar încerc mai ales atunci când rezultatele învățării studenților mei sau rezultatele procesului, a tot ce se întâmplă între noi, nu sunt așa cum ar trebui, mă întreb de ce și mă uit un pic mai mult la atât la mine cât și la nevoile lor. Și câteodată chiar mă opresc și vorbesc cu ei despre asta. Pentru că uneori e greu și să știe ei ce au nevoie și să știu poate eu cum să ajung la nevoile lor. Și cred că asta am învățat, să fiu puțin mai umilă în fața procesului de învățare al altora, dar și al meu, pentru că mi se pare că știu foarte puține lucruri despre cei din fața mea și cred că e important să știm. Și acum, sigur, asta poate depinde un pic și de domeniul pe care îl predau, psihologie, unde și conținuturile pot să apese combinații de taste care uneori scot la suprafață diferite lucruri despre oameni și cred că trebuie să fim foarte blânzi cu procesul ăsta, dar nu numai pe domeniul acesta. Și cred că asta e important. Și al doilea lucru, foarte pe scurt, este legat de autoreflecție. De fapt, ele sunt relaționate. Și asta a fost ceva ce am citit la un moment dat, apropo de cercetare, pentru că eu cred că e importantă și cercetarea pe alții și cercetarea pe noi, la fel de importantă poate, sau chiar aș începe cu prima. Dar citind la un moment dat un studiu despre cum arată oamenii care au succes și succes nu înseamnă, care au rezultate, nu succes social, care au rezultate în domeniile lor și care sunt foarte buni, așa numiți experți. Și printre competențele văzute acolo care mi-au atras atenția în momentul respectiv, eram în primii ani de predare, a fost o competență care era legată de capacitatea de autoreflecție. Adică cât de mult reflectezi asupra experienței tale din clasă, de exemplu, asupra ce s-a întâmplat acolo. Și aparent,
oamenii care sunt foarte buni în domeniile lor reflectează foarte mult asupra experiențelor pe care le au în profesie și atunci reușesc și să extragă poate inconștient niște strategii cu timpul și se automatizează procesele bune. Și asta am încercat să fac și eu după ce am dat de informația respectivă. Și cam astea ar fi, cred că, principalele, să spun așa. Să știți că și vă ascult cu foarte mare bucurie și aș vrea să vă spun că și primesc aici și mesaje și întrebări din chat și pare că și persoanele care ne urmăresc deja au mai multe puncte de reflecție. Și pentru că sunt mai multe întrebări sau comentarii foarte specifice, ba de un mit, ba de altul, ba de empatie. Aș vrea să povestim puțin, poate, despre cursul pe care îl pregătim, despre mitul, despre creier, mintea și învățare, în care s-ar putea răspunde la multe din întrebările adresate. Cineva, de exemplu, întreabă exact asta și a apărut întrebarea după ce tu, Daniela, povestise despre partea dreaptă și stânga a creierului și cineva a întrebat dacă teoria inteligenților multiple nu are relevanță. Dar nu să intrăm neapărat în această teorie acum, dar aș folosi asta ca un pretext să povestim puțin despre cursul pe care îl pregătim și chiar abordăm și această întrebare mai în detaliu. Să ziceți dacă vreți să vă dau share screen la prezentare sau povestiți voi pe scurt. Haideți să dau un share screen, ce ziceți? Cred că da, poate fi. Și stați că eram apăsat butonul greșit, astăzi o să mă uit de două ori. Maria, oare le treci tu repede prin această da, stare? Dacă aveți răbdare, cum să nu? Este cursul pe care îl propunem. Scuze, Roxana? Scuze, mai repede, însemnând așa cam 3 minute, ca să știi pe unde ne aflăm. Ok. Cursul pe care îl propunem este pentru a curăța propria învățare. Și pentru că este adresat în mare parte profesorilor, este și pentru a fi atenți la cum să curățăm învățarea celor cu care interacționăm. Și poate că prin experiența acestui curs ar fi bine să fim atenți și la arhitectura lui și să ne dăm seama că există acest proces de învățământ în care avem și învățare, și evaluare, și predare. Și el este și un pretext pentru reflexie, să ne dăm seama unde este locul fiecărei componente de aici în propria învățare. Aș vrea doar să punctez câteva lucruri și, de fapt, schema pe care o vedem despre evaluare este mai ales și să fim un pic atenți dacă parcurgem cursul la cum se face evaluarea. Trebuie să știm că astăzi nu mai putem face evaluare doar finală, nu mai există asta. În slide-ul de dinainte erau punctate cele trei forme de evaluare, respectiv evaluarea inițială, care este destul de importantă, să vezi unde te afli înainte de a începe să înveți ceva. Evaluarea continuă, care merge așa pe o scară în sus și, bineînțeles, evaluarea finală. Iar în evaluarea continuă, cea care se întâmplă, de fapt, pe tot parcursul procesului de învățare, este absolut necesar să avem mai multe puncte de evaluare pe care să le găsiți și în arhitectura cursului propus. Și ca să răspundem nevoilor actuale, trebuie să fie și un pic gamificată. Adică poate fi introdus acolo un joc de puncte sau sunt cursuri care se blochează și nu poți trece mai departe dacă n-ai învățat bine până în acel moment. Poate fi abordată diferit. Iar legat de evaluare, veți regăsi și se vede în următorul slide că vor fi diferite puncte de evaluare în timpul cursului, pe lângă verificarea de cunoștințe, care poate fi un test sprint, fulger, recomandat profesorilor în timpul învățării, până la puternice momente de reflexie, să-ți dai seama când ai fost sub imperiul unui mit de învățare în ceea ce privește propria experiență sau din rolul de profesor. Vor fi și discuții deschise,
cu posibilitatea să comunicați cu alți colegi, foarte important tot pentru a ne curăța miturile legate de învățare și, bineînțeles, și examenul final. Super. Daniela, oare vrei să completezi și tu puțin un mesaj al tău pentru profesori și profesoare? De ce ar fi util să se înscrie la un astfel de curs, poate? Da. Voi răspunde la întrebarea ta ulterior. Acum voi continua pe ideea Mariei și voi spune că acest curs este construit astfel încât fiecare dintre cei care se înscriu să poată să-l parcurgă într-un ritm propriu. Și cred că aspectul ăsta este foarte important și în învățare. Poate să-și ia timp, să stea mai mult pe o anumită activitate sau poate pe un anumit conținut care rezonează mai bine cu ce se întâmplă în momentul acesta, în activitatea de predare a persoanei respective, sau poate să stea mai mult pe activitățile de reflecție sau pe discuții. Deci are un caracter mai flexibil, tocmai pentru a facilita ca fiecare dintre cei care se înscriu să ia ce are cea mai mare nevoie din acest curs. Și de ce l-aș recomanda? Nu pot să aleg o idee, adică cred că exact pentru asta l-aș recomanda, pentru că poți să iei ce ai nevoie, sunt abordate aspecte legate de creier, de mituri legate de creier și unul dintre ele l-am menționat deja, aspecte legate de minte, de emoții și poate chiar de suflet. Avem câteva idei și pe partea aceasta puțin mai umană, ca să spun așa, nu că celelalte nu fac parte din noi ca oameni, sigur că fac. Și încercăm așa să punem piesele de puzzle împreună și să vedem cum putem să contribuim la învățare, sigur, ținând cont de fiecare dată de faptul că suntem extrem de diferiți și venim cu experiențe diferite și poate că și ăsta e un argument, că atât în construcție, că și în construcția cursului ținem cont de experiențele diferite și chiar le valorificăm. Mulțumim tare mult. Mă uit aici la comentariile care vin din partea celor care ne ascultă și îmi dau seama că poate un curs de genul care, de fapt, pornește și din această nevoie, poate, de a crea un spațiu de reflecție și de pauză, așa cum menționam și la început, mai ales după toată perioada asta pe care am parcurs-o, în care poate că ne-am trezit că, aoleu, trebuie să facem lucruri și trebuia să le facem repede și poate a trebuit să învățăm unele lucruri foarte repede, să ne adaptăm, să trecem din față în față în online, hai să combinăm, hai să ne întoarcem, și poate nu tot timpul am avut timp, exact asta, să ne oprim și să reflectăm, da, stai, de ce fac asta, cum fac asta, cum se vede, poate inclusiv noi să ne reglăm propriile noastre emoții și să ne și conectăm cu elevii, sau cu siguranță că am făcut, dar poate de multe ori cum am apucat. Și acum cursul este și o invitație exact la asta, la reflecție și a ne uita, cum ziceați și voi, nu neapărat cu critică și judecată, aoleu, nu știam asta, ci cu blândețe și cu curiozitate, ce pot să iau de aici și cum pot să îmi cresc calitatea ce fac eu la clasă. Și cum pot să sunt pregătit să adopt teoria asta și dacă da, cum? Și dacă nu, cât timp mai am nevoie ca să pot să ajung să aduc asta la clasă? Și apoi foarte important, cred, de fapt, este ce au nevoie tinerii cu care noi lucrăm, ca noi să putem să fim acolo cât mai util pentru procesul lor de învățare. Și acestea, cumva, noi îl vedem ca un curs pentru profesori și profesoare, ca ei să dea mai departe la clasă, ca toate celelalte cursuri pe care le organizăm.
Vestea bună este că va fi disponibil tare curând pe platforma nouă de cursuri Predau Viitor. În Padlet găsiți link și detalii cum puteți să ajungeți și puteți deja să vă preînscrieți la curs. Ce pot să vă zic este că procesul de creare al acestui curs împreună cu Maria și Daniel a fost unul tare frumos. Eu cred că atunci când lucrăm cu plăcere se și vede. Eu sper așa că toată plăcerea asta se ducă în lume. Dar aș lua câteva întrebări de la cei care ne ascultă și cineva întreabă, și cred că asta este o preocupare a multora dintre profesori, păi cum poate un profesor să empatizeze cu toți elevii într-o oră? Răspund eu prima sau... Haide, Daniela! Păi, în primul rând, cred că e important să știm și ce înseamnă a empatiza. Că de multe ori credem că a empatiza înseamnă a le asculta nevoile și a lăsa după ei, așa foarte laic spus. Ori a empatiza nu înseamnă neapărat a lăsa după ei și sigur că probabil că de multe ori ei vor să nu depună efort și să nu facă ceea ce trebuie făcut în învățare, pentru că învățarea, da, presupune efort și nu ne place tot timpul sau nu le place. Dar a empatiza înseamnă și să poți să empatizezi nu neapărat la nivel individual, într-o oră, ci, uite, spre exemplu, în primele 2-3 minute poți să creezi un moment în care să împărtășească ce li s-a întâmplat în ziua respectivă sau câteva lucruri care să te conecteze pe tine ca om cu ei ca oameni, dincolo de rolul de profesor și de rolurile lor de elevi. Asta e ceva ce funcționează și eu fac și cu studenții și cu elevii cu care mai interacționez în diferite contexte. Și ajută la conectare și îi face să fie și un pic mai atenți și mai responsabili în proces. Sigur că după aceea putem vorbi și despre empatie individuală, mai ales acolo unde poate anumiți elevi au nevoie de mai multă atenție din partea noastră și de a asculta un pic mai mult, pentru că trec prin perioade mai dificile. Și asta, sigur, se poate face după aceea sau chiar în timpul orei, chiar dacă de multe ori ne gândim că avem atât de mult conținut și știu că toți ne gândim la asta, dar poate că salvăm mult mai mult dacă putem să fim atenți un pic alea 2-3 minute, 5 minute la ei. Știu că poate părea mult și că ne uneori, mai ales dacă avem discipline care sunt cu greutate, percepute, sigur, cu greutate, pentru că altfel toate disciplinele sunt importante și ne gândim că au examene. De fapt, oricum, dacă ei nu se simt conectați și ascultați și înțeleși dincolo de rolul lor de elevi, oricum nu sunt atât de angajați în învățare. Așa că, practic, nouă ne salvează cele 2-3 minute pe care le putem petrece cu ei, procesul de învățare sau procesul de predare ne ajută, de fapt, pe termen lung, chiar dacă inițial vom crede că pierdem timpul. Asta, sigur, e așa, e un răspuns destul de scurt, dar am vrut să menționez asta. Și mai vreau să menționez exact ideea aceasta. Fie empatic nu înseamnă a îi face să se simtă neajutorați și a-i ajuta să se victimizeze. Empatia înseamnă să fiu lângă tine ca om, să încerc să înțeleg prin ce treci și să găsim împreună mecanismele prin care să mergem mai departe, nu să rămânem acolo. Uite, spre exemplu, nu ne dorim nici când mergem la un medic să fie doar empatic cu noi. Ne dorim să fie empatic până la punctul la care să ne poată ajuta, nu să plângem împreună, nu? Acum, sigur, glumesc, dar cum ar fi să stăm, să plângem, medicul să plângă cu noi și să nu ne rezolve problema, să nu ne ajute să trecem peste problema noastră. E la fel în orice proces. Practic, empatia nu te victimizează, ci te ajută să... E ca și cum e cineva care aleargă lângă tine și te ajută să mergi mai departe, chiar dacă ți-e greu. Oare să răspuns eu sau luăm altă întrebare? Roxana, cum dorești? N-aș mai lua o altă întrebare pentru că ne apropiem de final. Maria, dacă vrei să completezi și tu și apoi să mergem către finalul sesiunii. O să spun perspectiva pedagogului, care bineînțeles că se împletește cu cea a psihologului.
Există două tipuri de empatie, așa cum există două categorii de oameni, cei care împart lumea în două categorii și cei care nu. Există empatia benefică și empatia toxică. Empatia toxică îi duce pe cei care învață, pe elevi, și toată relația este într-o lâncezială și o victimizare care nu face bine nimănui niciodată. Și există empatia benefică, ce împuternicește elevii. Empatia benefică înseamnă, așa cum face un părinte bun, și să știi să cerți empatic, cu blândețe, dar și cu fermitate, ca să te pui pe picioare și să ne mobilizăm. Și cred că profesorii acolo ar trebui să meargă, ar trebui să fie ca un părinte bun neobosit. E foarte greu. Aici vine, de fapt, problema, pentru că e greu să rămâi în această stare. Trebuie să ne punem foarte bine la punct și noi să fim curați, noi să fim plini de o verticalitate și să avem o prezență, un anumit tip de prezență care să îi împuternicească mereu, mereu și neobosit pe cei care învață, și atunci când se plâng și vin cu zmiorcăiala la noi, că știți, cunoaștem toate textele. Dar acolo intervine empatia care este sănătoasă și de care avem nevoie. Mulțumesc tare mult, Maria, Daniela, pentru prezența în această sesiune. Încheiam acum, închidam agenda și cu ce mi-am notat în timp ce vorbeam și mi-au căzut ochii pe sentimentul că pot și poate ideea asta că să cultivăm sentimentul că putem aș rămâne din așa ca o idee din toată sesiunea, deși au fost foarte multe idei tare drăguțe. Oare, Daniela, vrei să zici ceva sau? Nu. Ok. Mulțumesc și celor care ne-au ascultat pentru toate comentariile și întrebările. Sunt tare multe și, din păcate, nu am apucat să le luăm pe toate, însă sper că veți găsi și în curs răspunsul la parte din ele. Vă aduc aminte că înregistrarea o veți găsi în Padlet cu toate resursele și, de asemenea, nu uitați să lăsați reflecțiile și comentariile acolo în Padlet. Nu uitați de provocarea festivalului, hashtag am învățat la festival, și de cele 3, 2, 1 puncte de reflecție despre care vă povestea Ana la deschiderea acestei zile. Nu ratați momentele următoare din festival. Avem multe idei astăzi de dus la clasă, despre învățare socioemoțională sau despre cum să faci predare prin dialog. Sesiunile o să înceapă la 11:30. Cu mine vă veți revedea mâine, tot la 11:30, la o sesiune despre cum să duci inițiativa de service learning la clasă, cu Maria Butico de la Fundația Noi Orizonturi. Iar acum, ne-am încadrat foarte bine în timp, dacă aveți un mesaj scurt pentru cei care ne ascultă, super, super scurt, înainte de a închide sesiunea. Eu le spune să îndrăznească să-și provoace credințele despre predare, învățare și să găsească, să fie deschiși mereu, să găsească ce funcționează pentru ei. Pentru că și în predare, sigur că putem să avem câteva strategii, sau noi venim cu soluții, literatura vine cu soluții, însă trebuie să găsim formula aceea care funcționează și pentru noi și pentru elevii noștri și să ne dă voie să testăm și să învățăm în mers, că învățarea este un proces. Super! Maria, dacă o mare parte din auditoriul nostru e în școală și predăm, atunci cu deschiderea de care ne bucurăm acum, le-aș transmite profesorilor să ridice nivelul învățării, să ieșim din superficialitate, să le propunem copiilor conținut mult mai greu, pentru că pot duce. Ne bucurăm de generații foarte ofertante din punct de vedere mental și emoțional, dacă știm să aducem control acolo. Și aceasta ar fi
nu știu, nici nu știu cum să o numesc, recomandare, dorință să ridicăm nivelul învățării. Super, super. Și încheiem și cu ideea cu care pornisem de a la o pauză. Urmează acum o pauză de ecran pe care invităm pe toată lumea să o ia. Mulțumim tare mult! Ne revedem curând! Mulțumim noi! Gânduri bune tuturor! Mulțumim!